Semnarul Unirii a adus istoria și tradițiile României la Milano. Timp de două zile, diplomați și profesori universitari le-au reamintit celor stabiliți departe de țară despre valorile naționale și încărcătura deosebită a celor 100 de ani care s-au scurs de la formarea României Mari. Unirea au făcut-o Doina, Horile și Dorurile. Unirea s-a făcut pe un picior de plai, pe o gură de rai. Când vă e mai rău, să vă gândiți la Doină, la Dor și la Horă. Plecați și de mai bine de 10 ani din țară, românii veniți la evenimentele dedicate centenarului s-au simțit pentru câteva ore mai aproape de casă. O adunare de asemenea factură în anul centenarului este practic o repetare a unirii de acum 100 de ani. Am fost români din toate provinciile românești. Imnul României a răsunat la Milano, iar graiul românesc s-a auzit mai des în orașul ales pentru pelerinajul anual al comunităților de români greco-catolici, care acum a avut ca temă centenarul Marii Uniri. Avem bucuria să fim aici la Milano ca să sărbătorim împreună cu românii noștri și cu italienii noștri centenarul Marii Uniri. Ne bucurăm pentru că aici la Milano se trăiește cu adevărat unitatea românilor. Preoții trăiesc în bună înțelegere, italienii i-au primit cu o dragoste și cu o dăruire extraordinară. Aici, în fața Catedralei Sfântul Ambrozie din centrul orașului Milano, a doua cea mai importantă catedrală din acest oraș, se cântă și se vorbește în românește. Pe ușa pe care o puteți vedea în spatele meu se intră în catedrală și acolo, în acest moment, sunt câteva sute de români care au venit să asiste la slujba organizată în această duminică de un sobor de preoții români și de episcopul Bisericii Greco-Catolice de la Oradea. Românii au bătut drum lung să asiste la evenimentele încărcate de istorie și spiritualitate. Se simt ca acasă în Italia, dar dorul de țara natală nu se stinge niciodată. Eu sunt venit din Mantova, locuiesc acolo din 2000. Ceea ce pot să spun este că mă simt ca și acasă, pentru că locuind din 2000 în Italia, o parte din mine este aici. O parte se află încă în România. Până și italienii au fost fermecați de liturghia oficiată de preoții români și au venit în număr mare în biserică să ne admire tradițiile. Ambasadorii României în Italia și la Vatican au fost prezenți și ei la evenimentele de la Milano. Fiecare român este un ambasador. În primul rând, un ambasador care să ofere celorlalți exemplul onoarei, a responsabilității și a demnității. Cred că aceste trei valori reprezintă, de fapt, tricolorul pe care îl întrupăm în existența noastră de zi cu zi pentru a face ca România să fie un stat respectat, un stat prețuit pentru ceea ce este și poate oferi partenerilor săi din afară.